Stațiunea a prins viață rapid chiar de la primii fulgi de zăpadă, iar zăpada a adus un val de distracție pentru toți cei care iubesc sporturile de iarnă. Turiștii s-au echipat cu sania, schiurile și snowboardurile, iar părtea s-a umplut de sute de turiști veniți din toate colțurile țării. Ce vă bucurați de zăpadă? Da, foarte frumos. Am venit de ieri, foarte frumos. De unde zăpadă? Ați venit? Din București. De la București până aici pentru... Da, pentru fetiță, să se bucure de zăpadă, că e nebunită după zăpadă. E prima zăpadă din acest an. Da. La București, nu știu când o veni, așa că venim la zonele cu zăpadă. Prima zăpadă. E frumos. Pentru copii, distractiv, ei se simt cel mai bine. Până la urmă, pentru ei am venit să se bucure de zăpadă. Sperăm. Ați fost săniuțele pe pârtie? Am fost cu săniuțele pe pârtie, da. S-au distrat. Și acum... Pentru ultima 100 de metri, că trebuie să ne întoarcem spre casă. Sunt împreună cu nepoțica și cu copiii. Prima zăpadă, am zis că să vedem cum este pe anul ăsta. Frumos, deocamdată ne distrăm. A fost și cald, văd vremea. Da, vremea foarte frumoasă, da. Sperăm să mai țină totuși cu noi și să putem să ne mai bucurăm mai mult timp de zăpadă de acum încolo. Super, super tare. V-ați dat cu săniuța? Da, cu nepoții. Cum să nu, din plin. Ne-am bucurat să fie fiecare weekend așa. Cât mai multă zăpadă și vremea, da, foarte, foarte, e mai cald ca ieri. Ieri a fost un pic mai răcoare, dar acum e nemaipomenit. Ați făcut și un fel de om de zăpadă aici sau ce ați încercat? Da, am încercat aici cu nepoțelul să îl construim, dar nu prea putem, că e mai mult gheață și nu rezistă. Dar pentru ei e o satisfacție enormă. Rânca a devenit, încă o dată, o destinație ideală pentru iubitorii de iarnă, iar prima zăpadă a adus un început perfect pentru sezonul de iarnă.